Bună, România, suntem în direct, bine v-am găsit. Ce mai fac ei amicii, ce mai faceți dumneavoastră, cum vă mai merge? Știți că e bine să fii destul de colovial așa, să pui niște întrebări, să se dea niște răspunsuri. Doamnelor, domnilor și nu numai, vreau să vă spun din capul locului, eu am o vorbă. Și de fiecare dată când vă treziți cu unul care vă zice așa, fie la televizor, fie în viața de zi cu zi, domnule, eu am o vorbă, automat, instinctiv, urmează o mare banalitate. Eu am o vorbă. Românul până nu e fudul, parcă nu e român de sud sau ceva de genul ăsta, știți? Eu am o vorbă, istoria se repetă. Din ce remarcăm noi acum, din evenimentele pe care le trăim în momentul de față, domnule, e o chestiune repetitivă în care am intrat, suntem într-un moment al istoriei, asta e clar, și totuși ne repetăm. Asta este tendința noastră de a fi și de a face lucrurile. Bine, ideea este următoarea și problema noastră în general este următoarea. Măcar dacă se repetă istoria, dumnezeu să mai și câștigăm în cadrul evenimentelor care se repetă, pentru că noi ne-am ambalat și ne-am obișnuit cu starea asta de oameni care nu câștigă niciodată, noi nu știm să câștigăm. Sunt popoare și, mă rog, reprezentanții ai popoarelor care, domne, ei nu știu să piardă. Există această expresie și această idee, domne, nu prea știe să piardă, domne, nu prea știm să câștigăm. Ne uitam aseară la meciul național al României de fotbal, primul meci al lui Cosmin Contra, e un om pe care îl cheamă și simptomatic pentru poporul român, domne, noi suntem poporul contra cumva. Așa, și am reușit să câștigăm și nu știi să ne ambalăm în ideea asta, că până acum ne tot explicam unii altora, dom'le, le explicam pe domnul Christoff Daum, nici n-are cu cine, ce să facem, că nici n-are cu cine săracul de el, cu cine să joace, uitați-vă și voi. Noi ne place să fim mediocri, noi ne simțim bine în mediocritate. Odată începem să ne explicăm entuziaști ca fiind un popor mediocru. Și acum vine băiatul ăsta și ia doi jucători pe care ălaltul nu ia, mamelucul ăla de Daum nu-i găsea și nu reușea să ia deloc. Așa și ăștia dau 3 goluri. Vedeți bine, ideea este că important e și cu cine ne prezentăm în față. Adică e important să credem despre noi că suntem cu obiectivitate un popor mediocru. E foarte important, e bine și asta. Dar să știți că și mai important este să ne și prezentăm cu cei mai buni dintre noi în față. Adică e un lucru pe care trebuie să-l știm. E adevărat, dacă stăm să ne gândim în istorie, noi nu avem nevoie neapărat să câștigăm. Noi am ieșit în frânzi toate războaiele mondiale pe care le-am desfășurat, mă rog, din cele două, dar în general din toate bătăliile, foarte rar am câștigat. Dar vedeți bine, totuși țara asta e destul de mare. E mare cu în ciuda înfrângerilor din care a reușit ea atât de mare. Ideea este că istoria se repetă și se repetă și cu Simona Halep, care mâine va juca din nou cu Ostapenko ca să devină numărul 1 mondial. Se întâmplă chestia asta, s-a întâmplat și în vară, când a mâncat bătaie, mi se pare, la Roland Garros de la Ostapenko, e o puștoaică de asta foarte tupeistă, pe care de data asta, în mod sigur, Simona Halep o va înfrânge. O va învinge, am glumit. O va învinge Simona Halep. Așteptăm, pentru că istoria se repetă și de fiecare dată când câștigă Simona Halep, ai această inhibiție. Băi, nu știu dacă să te bucuri sau nu, pentru că pe noi ne-a învățat domnul Cristian Tudor Popescu, dacă putem să dăm poză cu dânsul, are această poză sub care apare tot timpul la Digi24, cum se produce un succes al Simonei Halep, domnule, instinctiv. Oamenii de la Digi24 îl bagă pe ăsta să analizeze, să explice el de ce s-a câștigat și de ce nu s-a întâmplat nu știu ce. Și apare această poză pe care eu sunt convins că el și-a ales-o. El le-a spus celor din regie, am o rugăminte. Puneți poza aia în care mă uit eu așa peste ochelari. Lui place să pară așa un individ care se uită peste ochelari. Ai poza, Alex, hai să vedem poza cu... ia uite-l. Și dă-o în full ca să o vede. Uite, bine, prea e spatele meu așa, că știi că... Prea stă în spinare așa, ia uite-l. Am o rugăminte, eu cred că la poza asta s-au adăugat cute pe capul domnului Cristian Tudor Popescu ca să arate faptul că este un tip cu multă experiență și cu multe evenimente în spate. Cumva am senzația că își revendică succesele Simonei Halep. Deci omul ăsta pare că e prea corelat. Odată cum apare Simona Halep, automat apare și el în imagine. Este ceva în legătură cu el, greu de dus și de înțeles. Și dacă vorbim despre domnul Cristian Tudor Popescu, automat mintea mea se duce și către domnul Bogdan Chiriac. Domnul Bogdan Chiriac este diferit de domnul Cristian Tudor Popescu prin faptul că el anticipează evenimentele, el nu le comentează așa cum sunt ele, cum s-au petrecut. Bogdan Chiriac este genul care anticipează, merge un pic mai sus decât Cristian Tudor Popescu, are un ritm diferit față de el. Au petrecut împreună la redacția Adevărul pe vremuri, deci probabil că sunt și legați cumva, se și completează unul pe altul. Domnul Bogdan Chiriac a venit și ne-a povestit zilele acestea într-o dinamică a evenimentelor, bacă doamna Codruța Chioveș și are el informații exacte că doamna Codruța Chioveș și gata, demisionează. Deci, domnule, în 2-3 zile gata, am informații și tot timpul venea și venea și explica că are niște informații de la ambasade. După care venea și spunea, domnule, mi-au transmis iar ambasadele că nu mai demisionează doamna Codruța Chioveș. Deci așa era domnul Bogdan Chiriac săptămâna aceasta într-o dinamică a evenimentelor. Era foarte greu de oprit în toată treaba asta.
pare că e oferit de ambasade, pare că ar fi mișto ca la emisiunile pe care, în care apare domnul Bogdan Chiriac să fie și sponsori. Trimis-o ambasadelor sau este oferit astăzi de ambasada Germaniei. Domnul Bogdan Chiriac vă este oferit astăzi de ambasada Germaniei. Pe de altă parte, el are informații, dar să știți că și anticipează lucrurile. Are un tip de vizionarism, să zicem așa. Și cu acest gen de vizionarism ne-am mai întâlnit la OTV când apărea vizionara Ildico. Mie mi se pare că are multe similitudini domnul Bogdan Chiriac cu Ildico. Poți să-l dai în full pe ecran ca să-l vedem mai bine, să-l înțelegem mai bine în amploarea personajului. Și mă miră că nu-i pun, de ce nu, asta mă întreb eu, de ce nu-i pun prosoape pe cap, de ce nu leagă cu prosoape pe cap, așa se întâmpla la OTV, ca să fie clar că e vorba de o viziune pe care a avut-o Ildico și nu e o chestie pe care o vede. Mi-ar plăcea de acum înainte domnul Bogdan Chiriac să apare pe la emisiune de la televizor și cu prosoape pe cap, așa, ca vizionarea Ildico. Iată-l pe domnul care vine și ne spune că s-a cam terminat treaba cu doamna Chiove și că gata, demisionează, e clar, știe el. În completare, e într-un binom aici, e într-un tandem cu domnul Roșca Stănescu, care și dânsul are același gen de preocupări și de intuiții, însă la Roșca Stănescu este lucru clar. Adică Bogdan Chiriac încă mai lasă o portiță. Dom'le, nu știu exact. Are o tendință de a nuanța un pic lucrurile. Domnule Roșca Stănescu v-a spus exact, gata, s-a terminat cu Cornuța Chioveș. Și atunci eu vreau să vă întreb, n-ar fi corect să sunăm acum pe domnul Bogdan Chiriac să-l întrebăm ce rezultat va avea meciul dintre Simona Halep și Ostapenko de sâmbătă? Bună România, bună Răzvan Zanfir. Bună, bună aici de tot. Aici de față. Da, da, da. De față și nu... Nu numai. Și nu numai, ca să nu ne ferim peste de cuvinte. Peste tot în registrul microbistic. Suntem în acest registru în care se pare că, mă rog, avem această problemă cu doamna Cotuța Chiove și care pare că demisionează. Azi nu-mi pe doamna Cotuța Chiove. Mi s-a părut, tu te-ai bucurat sau ai încercat să faci așa o apreciere la adresa lui Contra, lui Guriță sau cum mi se zice, că am început să mă familiarizez. Că te pricep la fotbal, în momentul când îl și... Jumătate de nitro-ul tău e pe teme sportive, am început să... Îl individualizez pe Contra, da. Sub formă de Guriță. Deci erai mulțumit așa, nu? Da. Cu Kazakhstan, înțeleg că s-a jucat așa. Da, să știi că România am îngenunchiat Kazakhstanul, nu? Dăm voie să-l citesc pe Ion Țidea, care în legătură cu succesele Simonei Halep zicea în felul următor. Și dom'le, Simona Halep poate să bată pe oricine, dar poate să și piardă cu oricine. Și atunci România nu poate să bată pe oricine, poate să piardă cu oricine. Aseară a bătut Kazakhstanul. Da. Și eu zic să nu ne împăunăm atât de mult că am bătut Kazakhstanul. Măi, pentru mine, deci spun sincer. Mai aveam meciurile alea cu Andorra, cu echipa de ospătar, cu nu știu ce. Noi nu mai ajungeam. Deci nu mai noi, succesuri, vorba lui Eba. Pentru noi, faptul că ajungeam la poarta adversă era o reușită. Păi poarta adversă a unei echipe, poarta adversă a Kazakhstanului. Da. Doamne ferește, nici nu putem să le pronunțăm oamenilor rălora numele ca lumea. Și cu domnul... Te-ai notat acolo, Bogdan Chiriac sau cine? Nu, domnule, dacă Contra e Guriță, Bogdan Chiriac e morța competentă, pe le spunem oamenilor. E Guriță de aur și putem să mergem mai departe un pic la Bogdan. 2-3 zile demisionează doamna Chioveși. Lucrătoare? A anunțat săptămâna aceasta, este ultima zi lucrătoare, așteptăm astăzi din moment adică în moment. Duminică, seară sau luni? Nu, a zis lucrătoare, lucrătoare, pentru că... 2-3 zile lucrătoare, da, deci ar fi astăzi. Ar fi chiar acum, chiar în momentele pe care le trăim. Și noi o burtieră pregătită acum, na, eu am mare încredere în previziuni. Bun, dar mult mai mare încredere am în guvernul României. Nu știu dacă știai chestiunea asta. În el și de ieri am căpătat încredere în guvernul României. Până acum eram cum eram. Dar de ieri, de când a reputat un succes ultra semnificativ, cam la fel de important ca victoria naționalei României în fața Kazakhstanului. La ce succes te referi, Răzvan? În fața pungilor de plastic. Deci a reputat un succes în lupta cu pungile de plastic. Dar guvernul României a bătut pungile de plastic fără drept de apel. România a bătut Kazakhstanul la fotbal cu 3-1. Hai să definim așa lucrurile. Povestea pungilor de plastic este primul succes al guvernului Tudose. Pungile din plastic cu sau fără mâneri interzise. Deci de acum înainte am terminat-o cu pungile de plastic. Nici cu mâneri, nici fără mâneri. Da. Dați-i drumul cu pungile de plastic. Mă uit pe geam și văd oameni cu spatele Răzvan Zanfir. Toți oamenii, românul este cu punga de plastic. Român trebuie să aibă o pungă de plastic în mână. Eu momentan, cât încă mai e voie. Cât luați pungi de plastic. Bucurați-vă de pungi cât încă mai puteți. Da. Da, zis cu pungile de plastic. Luați pungi de plastic, plase astoluat de la, de exemplu... Păi plase ne dau ei, pungi ne luăm noi. Ne luăm noi. Asta era... Și acum era o concurență neloială. Ei ne dădeau mai multe plase decât puteam noi să cumpărăm pungi. Decât puteam duce. Gata cu pungile. Bun. Bine, hai să vedem materialul și ne întoarcem.
Pungile de transport din plastic din material subțire vor dispărea definitiv din magazinele românești. În acest mod, autoritățile îi obligă pe comercianți să folosească pungi care pot fi reutilizabile în vederea reducerii deșeurilor de plastic și a evitării unor sancțiuni din partea Comisiei Europene. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai are nevoie și de avizul Parlamentului. În situația în care nu vor exista modificări din partea legislativului, legea prin care va fi interzisă intrarea pe piața națională a pungilor din plastic subțire și cu mâner va fi pusă în aplicare începând cu 1 iulie 2018. După ce va fi făcut acest prim pas, de la 1 ianuarie 2019 va fi interzisă și comercializarea acestora. Potrivit proiectului de lege, interdicția vizează pungile de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni. Noile prevederi vin cu cerințe aspre și pentru operatorii economici care aduc pe piață ambalaje, deoarece se impun condiții stricte privind caracterul reutilizabil al ambalajelor. În plus, magazinele care vând produse în ambalaje reutilizabile vor fi obligate să primească ambalaje la schimb sau să restituie valoarea recipientului. Autoritățile europene au tras un semnal de alarmă cu privire la utilizarea consumului de pungi de transport din plastic, care nu face decât să crească poluarea și numărul deșeurilor abandonate. Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic abandonate au un efect dezastruos asupra mediului, iar instituțiile europene și ONG-urile de profil încearcă să găsească soluții pentru a reduce poluarea. Da, e o curiozitate pe care o am, ce au românii în plasă sau în pungă, să zicem. Când merg pe stradă, mi-ar plăcea să merg chiar o să ies pe stradă să întreb: domne, ce aveți în pungă? De obicei, în punguță. De obicei românii, bani. Într-o pungă au o altă pungă. Ce să am? O altă pungă. O altă pungă. Da, o altă punguță cu doi bani. Într-o încercare disperată a noastră de a ne lămuri în privința acestui subiect, îl avem la telefon. Pe Alin Bogdan, consultant politic, sper să ne poată lămuri dacă e cazul să sărbătorim în stradă această victorie a executivului împotriva pungilor de plastic. Bună ziua sau bună dimineața, cum ar spune unii care ne cred la matinal. N-ar fi rău, bună ziua, dimineața era mai devreme. Așa, domnul Raed și noi, fapt vorbind despre noi, a explicat că noi facem un matinal. Deci părerile sunt împărțite. Aici n-aș vrea să judecăm prea mult. Bun, poate suntem la difuzăm mâine dimineață. Sigur că da. Suntem în această problemă a pungilor. S-a rezolvat, vi se pare că era o problemă care trebuia rezolvată? Vi se pare important pasul acesta? Acum vă mărturisesc faptul că la coadă, toată povestea asta depășește sfera mea de competență. Îmi pare rău sau de asta, da. Vă ascult. Dar, apropo și de discuția dumneavoastră de adinauri, cred că de premierul Tudose și Dream Team-ul, echipa dumneavoastră de la guvern, avem motive să râdem când ne uităm în pungă. Ce mai poate cumpăra românul după scumpirile care au lovit luna asta. Da, eu înțeleg dacă logica. Câți microni a scăzut așa? Dacă e să râdem amar de ceva sau de cineva sau în chestiunea pungilor, aici cred că ținta este Comisia Europeană, care se transformă din ce în ce mai pronunțat. Vorba marelui dizident sovietic, Vladimir Buterski, într-o demnă continuatoare a Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice. Pe care, de consecință, toate poveștile astea care țin de apetența Comisiei de suprareglementare a oricărui segment al vieții personale a omului, a mediului în care e format omul, ce vindem, ce mâncăm și așa mai departe, ar constituie un material foarte prețios pentru cele de umoriști. Dacă să ne lămurim și noi, până la urmă nu era un pericol iminent acesta al pungilor de plastic? Adică nu era o situație la limita dezastrului ecologic? Am auzit cuvântul ăsta, dezastru, materialul nostru și m-am cutremurat. Tu faci urât când e vorba de dezastru. Nu știi cât de urât fac eu. Da. Da, este la exact aceeași situație, cum să spun, dezastruoasă, puneți dumneavoastră din mâle sau lăsați termenul așa, cu ideea că, mă rog, elevii, copiii în general, da, nu poate să învețe educație fizică fără un manual. Și ne amintim că am râs preț de vreo două zile de manualul de sport pe care l-a lansat, l-a lansat sub patronajul ministrului Liviu Pop, almintele ideea de manual de sport e perfect congruentă cu, lumina intelectuală a ministrului. Este ceea ce n-a prezentat dânsul pe o persoană fizică până acum. Este lumina în aceeași ordine de idei. E genul de om care ar propune un manual de sport. ar propune manuale alternative de sport.
Nu, n-ai voie alternativ. Totul trebuie Alin să fie centralizat. Alin Bogdan, mulțumim tare mult pentru intervenția ta, te salutăm. Dom'le, eu înțeleg din treaba asta următorul lucru, că trebuie să tragem și eu concluzia asupra ei poveștii. Să nu ne pripim. Atâta vreme cât nu mai ai ce să pui în pungă și punga nu are rost și atunci mi se pare o măsură pe care de consecință, adică mi se pare un lucru normal. Dar de ce crezi tu că oamenii nu au ce să pună în pungă? Stai că, nu, să fim așa ne hazardăm la niște concluzii. De ce crezi tu că oamenii nu au ce să pună în pungă? Te gândești poate pentru că ar fi recunoscut guvernul ieri că unele salarii vor scădea de la 1 ianuarie? A recunoscut guvernul ieri? Așa zic sindicaliștii. Zic sindicaliștii care au ieșit de la, și că au fost proteste, că le auzeam de aici din studio. S-au dus protestatarii sindicaliști la guvern, au vorbit cu vreo 2-3 miniștri de ăștia și recunoaște un sindicalist la ieșire că da, reprezentanții guvernului au spus că unele salarii vor scădea așa un pic, dar nu muriți de foame. Cam asta a fost explicația. Mi se pare că atunci într-un oarecare vag, așa, e mai greu să ții pasul, pentru că în momentul când, știi, era vorba aceea, dom'le, dacă nu poți să-i convingi, zăpăcește, știi? În senzația asta sunt în acest moment, nu mai îmi dau seama, se scade, se scumpește, a crescut, contribuțiile le plătim noi, le plătesc ea, stați un pic, TVA, split-ul face doar, îl plătesc doar firmele care au contracte cu statul, sau și firmele celelalte. Stai să vedem că încă nu le-am hotărât. Nu știe, domnule, nimeni nimic, nu s-au hotărât. Pare într-o dinamică și mi se pare că doar Bou-ul e consecvent și cred că pe tema asta se merge mai departe cu politica din România. Dom'le, noi nu suntem consecvenți, noi nu avem consecvență, în schimb avem foarte multe măsuri ca să pare că avem treabă. E o idee foarte bună, tot timpul să pare într-o treabă. Aș fi avut o glumă, dar nu știu dacă ar justifica amenda de la CNA. Nu, lasă-ne fără amendă. Trăim mai bine și fără amendă. Guvernul, era o glumă valoroasă. Guvernul Tudose a tras frâna la CFR Călători. Societatea mai are bani doar până pe 25 noiembrie. Ca să înțelegem în ce situație ne aflăm. O situație quasi disperată, dar ne-a dat un exemplu bun primarul din Copșa Mică. Dânsul a venit 320 de kilometri pe jos până la București pentru a fi plimbat de la un cabinet la altul, că dacă nu știți, omul s-a întors acasă, dar s-a întors la fel de confuz cum a și venit. N-a beneficiat de niciun pic de atenție din partea deci, autorităților. Deci, practic, nu s-a întâlnit, că s-a întâlnit, au vorbit, a plecat, dar a plecat cu mâna la fel de goală cum a venit cu ea, dar nu știu, că presupun că pe drum o fi avut și omul ceva țigări. O fi plecat ceva cu o plasă de aici. O pungă, că mai e voie. Liderii opoziției l-au așteptat la intrarea în oraș ca pe Armata Eliberatoare, dar nu au avut prea mare utilitate în demersul său. Pe de altă parte, am întâlnit și primari fericiți. Ia uitați-l pe ecran. Dânsu, domnul cu mustață, cred că are. Cum, cine este? Este primarul din Odobești de Dâmbovița, care în momentul acesta am senzația că se află într-o ședință, altfel ar fi binevoit să ne răspundă la telefon. Dar e la Târgoviște, la o mare ședință. O mare ședință la Târgoviște, în cetatea de scaun a țării românești. L-au chemat, l-au convocat acolo, pe el și pe restul dregătorilor. E, de ce vi-l arătăm pe acest domn, în al cărui birou presupun că e foarte frig, ar ferna asta cu gecuța pe dânsul în biroul primăriei. E, de ce vi-l arătăm? Vi-l arătăm pentru că domnia sa sigur o să aibă ce să pună în pungă. Pentru că după ce, în urmă câteva luni, PSD cu PNL, cu PMP, cu ALDE și cu toate celelalte partide, ba și USR-ul a votat această lege. Toate aceste partide au decis să crească salariile primarilor, că erau bătuți de soartă acești primari, mureau de foame și riscam să rămânem fără doritori la scaunul de primar. Ei bine, după această decizie, dânsul și-a mai mărit un pic salariul, dar la sine putere, încă 50% și-a acordat pe fond nervos, pe fond nervos pentru cred că asta că a fost o reacție la ceva, s-a enervat. Domnule, și-a dat seama că are o meserie, citez, dificilă. Periculoasă. Spor de dificultate și-a dat primarul din Odobești, care acum se află la o mare ședință în Târgoviște. Da. Și noi nu putem să contestăm nimic, pentru că nu e așa. Domnule, e o meserie dificilă, domne. E o meserie la dificilă și uitându-ne la dânsul și din poza anterioară, asta înțelegem că e foarte greu. Dânsul era foarte greu. Dar poate e greu fric dânsului. Da, pe de altă parte, vreau să spun că tuturor primarilor o fi greu sau poate domnului dificultatea ține și de Nicolae Alecu. E mai greu decât celorlalți. Dificultatea cred că ține și de om într-un fel și de abilitățile lui. Adică poate, de exemplu, sunt primari și nu vreau să dau nume, dar știm cu toții, mai sunt primari și până București, până așa, domnule, pentru care orice e dificil și atunci ar trebui sporit cumva acolo într-o... Și cât e mai greu, cu atât să fie sporul mai mare. Adică dânsul are cunoscut, bă, nu e foarte, foarte greu. E greu cam de 50% în salariu. Dar poate vine un primar care e absolut incapabil să înțeleagă așa realitățile
Ba, inspiră, expiră și alte chestiuni de acești și zice, domnule, e foarte, foarte greu. Da. Spor de 1000... E bine să ai spor în viață și de acum înainte locuitorii... Să ai spor în viață, ai spus? Da. Nu, eu și nu te foarte mult. Să ai spor în viață. Mergea de titlu. Locuitorii de dânsului, locuitorii de Odobești. Comunei. Sau, dânsului, Odobești. Odobești de județul Dâmb. Așa, locuitorii vor avea un primar cu mult mai mult spor, ceea ce e foarte bine și o veste foarte bună. O veste proastă vine pentru soldații din Rusia, care, în legătură cu care, mă rog, Ministerul Apărării din Rusia le interzice militarilor să mai folosească rețelele de socializare. Ne-a întristat subit. Se pune această problemă acolo pentru că militarii și toți făceau poze și le puneau pe Facebook, militarii ruși. Pe noi ar trebui să ne intereseze din ce în ce mai tare ce fac militarii ruși, vă zic sincer. N-ar trebui să fim atât de... Bine ar fi să-și facă doar selfie-uri și în cazărmile lor, dar înainte să-i întristez pe oameni, că încă e de vreme la această oră matinală, da. Hai să le dăm o veste bună. Să le spunem că, în primul rând, o meserie despre care probabil n-ați mai auzit nimic de foarte mult timp, e și bine plătită în această țară. Cunoști vreo lenjereasă? Ai întâlnit vreodată o lenjereasă? Nu. N-ai întâlnit nicio lenjereasă? Dom'le, în Cluj se pare că meseria de lenjereasă e una foarte apreciată, pentru că salariul de lenjereasă de la primăria condusă de domnul Emil Boc, poate pe domnul Emil Boc îl prindem în legătură telefonică directă, dacă nu e și dânsul la vreo mare ședință, e bine, o lenjereasă de la primărie câștigă 3700 de lei. Da, e o veste bună, e o veste plăcută, e bine să știm că... Femeia totuși... de serviciu, 2800 de lei. Se merge bine în țara asta, da. Dom'le, dacă ne lăsăm de presă, profesia de lenjereasă ar trebui luată în calcul, nu? Da. E o idee bună, din punctul meu de vedere. E o idee bună. Bun, acum că i-am mai bucurat cu oameni, zi-ne cu militarii ruși. Așa. Hai să vedem materialul și ne întoarcem. Militarii ruși care nu mai au voie să posteze pe rețele de socializare. Ministrul Apărării Serghei Șoigu susține că adoptarea unui astfel de proiect de lege este esențial, întrucât fotografiile, videoclipurile și alte materiale încărcate pe internet pot dezvălui detalii militare utile. Proiectul de lege menționează, printre altele, că localizarea geografică automată poate arăta unde se desfășoară o unitate militară și compromite o misiune. Decizia Ministerului Apărării de a elabora o astfel de lege vine după ce în anii precedenți postările soldaților ruși au dezvăluit desfășurările de forțe din Ucraina și Siria. În 2014, înainte de a fi confirmată intervenția Rusiei în Crimea, un soldat rus a raportat cu mândrie că a livrat rachete Grad către rebelii proruși din Ucraina. Dacă proiectul de lege va fi aprobat, decizia care ar putea intra în vigoare în ianuarie 2018 va afecta soldații contractuali care pot fi trimiși în operațiuni în străinătate, dar nu și recruții. În Serviciul Federal de Securitate și Serviciul Federal de Protecție este deja în vigoare o lege care le interzice deja militarilor să trimită informații pe rețelele de socializare despre ei înșiși sau despre munca lor. Da, mi se pare o idee bună, pentru că până la urmă e destul de ridicol pentru armata rusă să constatăm ce dotări are și așa mai departe. În schimb, la armata română probabil că ar trebui măsura să se ia dintr-o motivație inversă. Bă, nu care cumva să-și dea ăștia seama că n-avem nimic. Adică și-ar face poze și militarii români, dacă ar avea cu ce. Să pui filtru de arme, nu de beautify. Doamne, nu, lăsați ăștia, este suficient de frumoși. Dar pune un trucaj de ăla, pune o mitralieră în mână, pune un tank în spate. Pune, domne, ceva pe fundal. E poza goală, nu vezi că e poza goală, da. Avem pe cineva la telefon? Da, pe Alexandru Grumaz, îl avem în legătură telefonică directă. Bună ziua, ne auziți? Da, da, vă aud. Vă sunăm în legătură cu această problemă militară pe care o avem. Da. Am să încerc să vă lămuresc. Mai degrabă rușii, wow. Cu această problemă. Rușii, la ultimul exercițiu pe care l-au făcut Zapad 2017, au testat armament cibernetic. De fapt, de la sosirea celor 4.000 de militari în a doua rotație, 4.000 de militari americani în a doua rotație pe flancul estic în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și România și Bulgaria, da? Au remarcat faptul că telefoanele lor au deja probleme. Ce probleme aveau? Contact